Salut, raci! Voi face uh, relațiile pentru luna iunie. Relații luna iunie. Și iată că avem o femeie. Pentru o femeie. Începem cu o femeie. Pentru o femeie, cum vor fi relațiile ei în luna iunie? Să nu uitați că întotdeauna relațiile acestea nu sunt neapărat sentimentale, nu pot fi și relații de afaceri, relații de colegialitate, este ceea ce va prima, ceea ce pune amprenta pe voi în luna iunie. Deci relațiile unei femei cu ascendent zodie sau luna plină în rac. Iată, aveți și un sfat pe care îl primiți de la o persoană, să zicem, cu mai multă experiență, care vrea să vă ajute, să vă dea un sfat. S-ar putea să primiți un sfat de la o persoană dezinteresată, o persoană care vrea să vă ajute. Să așezăm cărțile și pe urmă vom discuta. Bun, deci aveți în primul rând, nu apare niciun bărbat. Relațiile voastre sunt legate de un prieten, în primul rând el este. Acest prieten joacă un rol important pentru voi. Este o. poate fi și o prietenă pentru o femeie, poate să fie și o prietenă, dar poate să fie și un bărbat prieten, care vă ajută într-o problemă legată de societate. Unde vreți să promovați, să vă schimbați locul de muncă sau să reușiți într-un aspect legat de societate și să aveți noroc. Asta vă doriți în primul rând. Acest prieten vă ajută, deci am putea spune: voi vă uitați la el ca la o persoană care poate să vă aducă acest noroc. Să aveți noroc de ceea ce vă doriți, voi, în societate, în mediul vostru. Lăsați în spate o veste, primiți și o veste, dar în aceste relații pe care le aveți, această veste este cu un gând negru pe care îl aveți și pe care îl disputați cu prietenul vostru. Deci, aceste gânduri negre. Deci nu este o veste care să vă bucure, este o veste care uh, vă provoacă așa o, cum să spun, uh, o amintire de trecut uh, sau uh, gândurile. Deci nu prea doriți binele acestei persoane care vă aduce această veste, vă trimite această veste. Și uh, o discutați cu prietenul tenul vostru și vă bazați foarte mult pe el. Dar aici în paralel cu prietenul vostru, mai este o femeie. Este o femeie care vă urmărește, este o femeie care uh, poate să dea prietena voastră, poate să fie mai mult decât prietena un fel de persoană care ai destăinuiți totul, vă descărcați în fața ei. Uh, pentru un bărbat apare ca o amantă. Pentru o femeie să nu zicem așa ceva, nu? Deci, dar poate să fie la urma urmelor. Deci, această femeie, totuși, nu are intenții bune. Nu arată intenția că ar vrea să vă ajute. Mai repede vrea să vă manipuleze. Este vorba de acest șarpe. Și ea, această persoană, este cu gândul la bani, la banii voștri bani pe care îi aveți fie dintr-o afacere, fie din, eu știu, o sponsorizare, ceva, primiți niște bani, o afacere cu lichide, cu, sau o afacere care este peste mări și țări și primiți niște bani de acolo, din, din străinătate, să zicem, și o sumă destul de mare de bani. Deci această femeie urmărește acest lucru. Fiindcă apare și societatea, apare legat de societate și voi, la fel, vă gândiți la acești bani, să-i folosiți și să vă împliniți din punct de vedere social, să vă simțiți bine. Același lucru urmărește și această femeie. Această femeie este implicată și într-o călătorie. Este vorba de o călătorie pe care o faceți voi și sperați să aveți noroc în această călătorie. Și totuși această femeie încearcă să vă manipuleze cu această veste pe care vă dă. Deci ea vă dă da această veste, zic eu, și bineînțeles legat de bani aveți aceste gânduri negre. Aceasta ar fi pentru o femeie. Haideți să vedem pentru un bărbat. Observați că în același timp pleșii amestec. A uitat bărbatul. Ia uitați bărbatul. Pentru un bărbat cu ascendent zodie în Rac, să vedem cum sunt relațiile lui. Nu uitați că dacă vă ajută ceea ce fac eu aici, puteți să vă abonați. Și, bineînțeles, să le primiți mai repede. Iată că e o femeie. Pentru acest bărbat este importantă o femeie. Se întâmplă ceva cu această femeie, poate să-i aducă o veste, poate să-i comunice ceva, poate să o întâlnească în mediul lui natural, în societate. Haideți să vedem. Bun. Deci, iată, un bărbat. Veți avea o pierdere, cineva vă fură. Și această, acest furt va duce chiar în fața unei schimbări. Poate că voi sunteți mai liberi, așa, mai încrezători în oameni. Și acest lucru va aduce o schimbare, fiindcă după acest furt vă schimbați, nu veți mai privi lucrurile la fel. În societate veți avea un contract, o asociere. Deci, pentru voi este important acest contract. Acest contract, totuși, ascunde niște lucruri secrete. Voi nu dați importanță acestor lucruri, îi întoarceți cumva spatele, nici nu vă interesează. Voi e gândul la fericire. Dar, totuși, acest bărbat vă aduce o veste despre un contract care ascunde ceva. Are un secret acest contract, o clauză care nu o cunoașteți, n-ați observat-o, și acum vă deschide ochii și bine și vă spune că aveți această clauză, dar voi nu dați importanță și vă uitați la fericire. Această fericire, așa cum am spus tot timpul, soarele este foarte sensibil, este vulnerabil. Soarele. Întotdeauna atrage invidia, soarele, trebuie să-l păstrați în sanctuarul vostru cu această fericire, căldură sufletească, fiindcă el este legat și de un furt. Cineva vă cunoaște această fericire a voastră și iată că vă fură, și Par, pare să fie legat totul de un bărbat care călătorește mult. Un bărbat care vine să vă aducă și acest contract. El, de fapt, este cel care vă fură. Voi o să vă schimbați părerea despre aceste secrete și o să vă doriți să vă ancorați, să vă stabilizați într-o situație, să renunțați la deplasări, la schimbări în viața voastră, să vreți să vă ancorați. Și cred că vă doriți să scăpați și de acest contract. Pentru voi, fericirea rămâne acest mediu natural. Putem să ne gândim la natură, putem să ne gândim la o persoană care este fericită că poate să lucreze într-un anumit mediu legat de natură și vrea să rămână fixată, ancorată în acest mediu, să lucreze în acest mediu. Deci cam acesta este aspectul pentru voi, racii, deci nu aveți femei care să fie o iubire, dar așa cum am spus, totuși aveți bărbatul rac, care această femeie la baza pachetului, care poate să fie o prietenă, poate să fie o șefă, poate să fie cineva cu care aveți acest contract, aceasta a fost citirea. Vă doresc uh, o lună frumoasă, cu împliniri și dacă v-a plăcut, vă ajută, puteți să vă abonați și să dați și un like. Pe mine m-ar ajuta. Vă mulțumesc!